A fost meciul de azi decis și de arbitru? Categoric. Bună seara, în primul rând. Am o rugăminte pentru toți cei responsabili. Vrem respect. Acum vorbesc în numele clubului UTA. Este a treia etapă la rând când UTA este dezavantajată în mod flagrant. Le luăm punctual. Benga eliminat într-o situație în care se impunea galben. Într-o situație foarte ușor de interpretat, în care este foarte greu de greșit pentru un arbitru cu valoare. Mergem la Iași, la 1-0 pentru adversar, avem penalti clar ca lumina zilei. Acum avem acea fază în care 7 din 10 arbitri cred că n-ar fi dat penalti, apoi avem penalti clar ca lumina zilei la Roger. Atâta vrem. Eu, în numele clubului UTA, în numele băieților pe care îi antrenez, spun că vreau respect. Dacă pierde echipa mea, vreau să piardă pe prostiile noastre și pe faptul că suntem slabi. Nu pe faptul că rezultatul este influențat de arbitraj. Atât. Starea terenului a obosit cumva echipa? Nu neapărat că a obosit. Ați văzut că am forțat până în ultimul minut, chiar și în minutele de prelungire am fost acolo în preajma careului, am crezut că putem să marcăm cel puțin un gol, dar este foarte adevărat că pe un astfel de teren e extrem, extrem de greu să joci, apar problemele medicale, ați văzut că și Albu a trebuit să iasă din cauza unei probleme musculare, sperăm să nu fie nimic grav. Asta este situația. Este luna ianuarie, deja avem 5 meciuri jucate. Este foarte greu în acest ritm. Băieții sunt supuși unei presiuni fantastice și din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental. Sarcina noastră ca antrenori este să încercăm să îi aducem la un nivel optim din toate punctele de vedere la ora meciurilor, dar m-aș bucura să se termine meciurile, cel puțin meciurile următoare, să se termine meciurile și când intrăm în vestiar să spunem ok, asta e, rezultatul a fost conform cu ceea ce s-a întâmplat în teren și nu a fost influențat din altă parte. Evgeni Șleacov va veni cu un plus în partea a doua, ar fi putut să-l aducă chiar din prima repriză? Da, noi am gândit meciul, ne-am gândit că Crini Bustea poate ajuta mult mai mult pe atacul pozițional. Din păcate au fost anumite probleme în prima repriză acolo cu urcările lui Sorescu. A trebuit să-l introducem pe Evgeni, dar a intrat foarte bine în joc. Chiar a avut o ocazie, a participat activ la dezvoltarea atacurilor, a dat siguranță, a dat dovadă de siguranță în defensivă. Este categoric un plus. Știam asta în momentul în care am discutat cu el, în momentul în care am negociat contractul. Am și spus-o, ne-am bucurat tare mult că am reușit să-l convingem să semneze cu noi și sunt convins că randamentul lui o să fie într-o creștere constantă de acum înainte. Roger s-a remarcat la loviturile de colț, ar putea să-l vedem și la loviturile libere? Da, este adevărat. Din păcate, vedeți că nici din aceste momente nu am reușit să fim foarte periculoși. Am avut câteva situații, au fost de două ori, dacă nu mă înșel, acolo din 3-4 metri, odată Albu, odată Evgeni. Aici păcătuim. Iată că nu reușim să marcăm. Chiar dacă aducem mingea acolo, stăm foarte mult în jumătate adversă și astăzi am pus presiune pe adversar. Cel puțin a doua repriză, din punctul meu de vedere, cu excepția acelei situații de contraatac cu Sorescu, în care a intervenit Iacob, Dinamo n-a contat. Felicitările mele pentru cei de la Dinamo, dar iată că este al doilea meci în care rezultatul final este influențat de o greșeală de arbitraj. Eu le doresc mult succes, dar cine știe, poate în viitor se întoarce roata și UTA poate să spună același lucru. A fost impresia generală că Dinamo practic a ținut de scor tot meciul. E normal. În momentul în care încep meciul de la 1-0, în maniera în care a început meciul nostru, e normal că noi am alergat după egalare, am alergat să întoarcem rezultatul și ei au practicat un joc de așteptare încercând să ne surprindă pe contraatac. Asta a fost strategia, știam, am văzut exact ce se întâmplă în timpul jocului. Din păcate n-am reușit să marcăm, din păcate nici Liviu, care a avut o ușoară problemă medicală, nu a fost atât de periculos pe cât și-ar fi dorit inclusiv el. Sunt convins că a dat tot ce a putut și de la Vali Buhăceanu aștept mai mult. Campionatul este lung, mai sunt multe puncte puse în joc și nu avem timp nici să facem nuntă după victorii, nici să facem înmormântare după înfrângeri. Foarte important să ne revenim foarte repede, pentru că vedeți că meciurile se succed cu repeziciune și avem nevoie să ne revenim, atât fizic cât și mental, și să mergem cu încredere la Clinceni să recuperăm punctele pierdute în seara asta. Mulțumesc, o seară bună!